Suntem pe moșia Zincăi Golescu. Ea a moștenit de la soțul ei, Dinicu Golescu, această uriașă suprafață din București. Ea mergea undeva în calea Griviței, suntem aici în locul Gării de Nord. Calea Dinicu Golescu merge până la podul Basarab și până calea Plevnei, dincolo până la Dâmbovița. Era o moșie uriașă, iar în mijlocul ei s-a ridicat, la sfârșitul secolului al XIX-lea, Gara de Nord. Ei bine, de Gara de Nord este legat cel mai tragic episod al acestei uriașe moșii bucureștene Golești. Anume, 4 aprilie 1944, când o flotilă aeriană anglo-americană a venit să bombardeze. De ce? Pentru că Gara de Nord era un centru feroviar important, pe aici treceau transporturile de petrol, era un nod de cale ferată, treceau trupe spre front și de pe front înapoi, ceea ce a făcut din Gara de Nord o țintă privilegiată a aviației anglo-americane. Au căzut nenumărate victime, aproape 3.000, dar numărul rămâne până astăzi misterios. A fost un dezastru din punct de vedere al orașului București. Bombardamentul american nu a vizat cartierele populate. Nu s-a dorit nici demolarea căii Dinicu Golescu, nici a Griviței. S-a dorit pur și simplu ca nodul de cale ferată, șinele care erau aici, să fie distruse. Nu s-a reușit acest lucru, în schimb, am avut multe, multe victime omenești. Huge fleets of Allied bombers, protected by umbrellas of fighter planes, continue their all-out offensive upon Nazi war plants in Europe. Poate nu o să vă vină să credeți, dar în spatele meu sunt îngropați aproape 3.000 de morți. Toți victimele bombardamentului anglo-american din 4 aprilie 1944. 4 din luna a 4-a din anul 44. De 4 ori 4. Populația era speriată și îngrijorată, nu știa ce o să se întâmple. Își dădea seama că ne apropiem de un moment când nimeni nu mai știe nimica. Mai ales că nu i-am auzit pe părinți prea mult comentând, știi? Dar un lucru e sigur, frica de ruși era universală. Cel puțin în cercurile noastre astea, cărturărești, burgheze, ca să spun așa, frica de ruși. Dom'le, vin și ne prăpădesc. Scopul acestui bombardament este întâi de toate să susțină ofensiva sovietică din nordul teritoriului României și de asemenea să introducă un factor de intimidare asupra opiniei publice românești, care primea un avertisment serios. Războiul venise și peste România. Bombardamentul din 4 aprilie m-a prins acasă. Aveam 17 ani, terminasem clasa 11-a de câteva zile. Pentru că din cauza intrării armatelor sovietice pe teritoriul Moldovei, Ministerul Învățământului spusese încheiați anul școlar la 31 martie. Și era o zi frumoasă, caldă, neobișnuit de caldă. În ziarul de dimineață era scris așa, va fi un exercițiu de prealarmă. Către orele 11, populația însă să-și vadă de treburi ca și cum nu ar fi alarmă reală. A fost exercițiu de prealarmă, m-am dus acasă, se făcuse ora 1, am vrut să ne așezăm la masă. Sună din nou prealarma și imediat după aceea alarma. În momentul când s-a dat alarma aeriană, care a anunțat chiar iminența unui atac aerian, lumea nu a mai coborât în adăposturi, deci n-a mai reacționat și acest lucru avea să contribuie în mod fatal la numărul de mare de victime care avea să fie produs de bombardamentul din 4 aprilie 1944. Se găsim la etajul 6, pe strada Xenopol, vis-a-vis de Biserica Anglicană. Stăteam acolo și s-a dat alarma. Lumea era toată pe stradă și se uita pentru că era foarte frumoasă. Pe lângă fortărețele zburătoare aruncau hârtie aceea lucitoare și era un spectacol. Hârtiile acestea având tocmai scopul de a deturna detectarea radarele. Dar lumea a luat lucrul foarte ușor și se uita ca la spectacol.
zicând că bucureștii nu vor fi bombardați. În momentul în care a sunat alarma, a sunat telefonul. Fratele tatii, majorul Horia Giurescu, era în SSI, îl sună pe tata și îi spune: Dinule, bombardierii americane se apropie de București, fugiți în pivniță. Noi aveam o pivniță care nu era chiar în casă, era sub o curticică cu planșeu de beton și stăteam acolo. După un minut, două, trei, a început să tragă antiaereana. Tot nu se auzea nimic. Și după câteva secunde sau după 30 de secunde, un zgomot sur. Nu ne-am dat seama ce-i buful ăla. Buful erau deja bombele care începeau să cadă. Avioanele au plecat între 10.30, 10.45 de pe patru aerodromuri din sudul Italiei. Au traversat pe direcția nord-est Adriatica, au survolat teritoriul Iugoslaviei și au intrat pe la cetate Vidin în România. Au luat direcția est și au ajuns deasupra Bucureștiului după prânz. Formația de bombardament americană s-a angajat pe punctul inițial de atac, comuna Lungulețul, a urmărit traseul de cale ferată care ducea la Chitila și apoi direct în mijlocul Bucureștiului, la Gara de Nord. Am auzit bombele cum cad mai departe și zgomotul, vuietul motoarelor. Dar erau destul de jos, fiindcă după câteva secunde au trecut două, trei avioane jos de tot, i-auzea zbârnitul motoarelor și zângănitul metalului și la un moment dat, țiu-buf! Când a făcut țiu-buf, mama înainte de asta îi spune: tati, așa-i că dăm tot numai să scăpăm pe viață? Și profesorul liniștit: dăm tot numai să scăpăm cu viață. Mama mea care povestea că deodată am început să fugim toți pe stradă și eu fugeam împingând acest cărucior, neștiind unde să intru cu el, pentru că existau niște intrări la adăposturi de bombardament, dar căruciorul fiind mare și cu doi copii mici în el care a început să țipe, nu știam ce să fac, se cutremura pământul și acel bombardament s-a terminat, mi se pare, cu totul a durat, nu știu, o jumătate de oră aproape sau un pic mai mult. Și mama mea avea o expresie, era cât pe aici să vă pierd abia după ce vă avusesem. Avioanele au venit pe acea direcție, Chitila, au trecut deasupra triajului, cartierului Grivița, Gara de Nord și au continuat zborul pe Calea Victoriei, au bombardat Atene Palace și Hotelul Splendid care era alături. Am auzit avionul ultim care venea deasupra casei și cu țiuitul acela, o bufnitură mare, geamuri sparte, zic, ne-a lovit, nu ne-a lovit, dar eram întregi. Casa era aici, la vreo 300 de metri de piața Matache. Se sună încetarea alarmei, ieșim afară, praf ușor de cărămidă care plutea în suspensie în aer. Mergem până la poartă și vedem că bomba izbise exact în casa din față. Era o casă cu un parter și etaj, dacă avea un geam lâc, în stradă. Și a naibii bomba a nimerit exact în geamlâcul ăla și a ucis pe toți cei care se aflau înăuntru. Afară de unul singur care săracul a ieșit, aoleu, i-a luat dracu pe toți, aoleu, i-a luat dracu pe toți, nici mai știa ce spune. Casa a fost bombardată, singura care a scăpat din bombardament a fost această verișoară a tatălui meu, care a nimerit cu capul în sobă și din cauza asta a scăpat cu viață. S-a dărâmat absolut tot, au murit toate rudele ei. Bombele au căzut de la o înălțime de 6.000-7.000 de metri, ceea ce explică randamentul scăzut al artileriei antiaeriene. Iar în lupta aeriană care s-a purtat deasupra Bucureștiului au participat 81 de avioane de vânătoare românești și ceva mai târziu
aproape 191 cu exactitate, aviane de vânătoare germane. Ele s-au dus întâi deasupra regiunii Prahova pentru că au crezut că americanii țintesc de fapt, așa cum făcuseră încă în 1943, la 1 august, zona petroliferă. Când și-au dat seama că ele își lansează covoarele de bombe deasupra Bucureștiului, au venit și s-au angajat de asemenea în luptă. Un obiectiv a fost hotelul Splendid și izolat. Nu am înțeles importanța militară propriu-zisă ca să bombardez un hotel unde se aflau niște ofițeri germani. Nu știu dacă erau de stat major, ce însemnătate aveau. În schimb, însă aici au bombardat serios și anume obiectivul era Gara de Nord, triajul, atelierele Grivița CFR. În total, bombardierii americani au lansat asupra obiectivului un număr impresionant de bombe, peste 2500 de bombe brizante și incendiare, care aveau să producă un număr impresionant de victime. După datele de arhivă, au fost făcute peste 2700 de victime morți și peste 2300 de răniți. Acestora li se adaugă alte 2686 de persoane sinistrate, întrucât au fost distruse parțial sau total peste 2500 de imobile. Pe locul unde se află astăzi pe Știrbei Vodă, măgăoaia aceea mare care trebuia să fie Muzeul Național și pe urmă Biblioteca Națională, acolo era un parc foarte mare, cu terenuri de tenis, cu plimbare, era foarte plăcut. Autoritățile în 44, în ipoteza atacurilor aeriene, au creat niște adăposturi. Cum? Au săpat niște șanțuri adânci în care oamenii puteau să stea în picioare chiar, acoperite cu pământ și cu scândură. Pe bine, în momentul în care au venit valul acela care a ajuns și până în deasupra casei noastre, au lansat bombele în parcul acela. Și a fost un măcel, adică i-a prăpădit pe oamenii care se aflau în adăpost. Tot atunci, pe strada Știrbei Vodă, a murit și Vasilache. Stroie și Vasilache. Vasilache stătea undeva pe lângă zona Gării de Nord. Era însurat atunci cu Tanții Căpățână și la bombardamentul din 4 aprilie au fugit către un adăpost, el, soția lui și mama ei, soacra lui. Au ajuns la adăpost. Alarma era în plin, s-auzeau deja avioanele deasupra Bucureștiului și din câte a povestit Tanții, ea și-a lăsat acolo caseta cu bijuterii și mama ei o blană. Și el s-a oferit sau a fost trimis să le aducă. Și în timpul cât era în casa lor acolo, a căzut o bombă și a fost ucis. București nu avea suficiente adăposturi antiaeriene. Și în acest motiv au existat persoane care practic au fost prinse în stradă și n-au avut unde să adăposti, căzând practic victime bombelor americane. La două zile după aceea a apărut comunicatul că au fost 2942 de morți și vreo 2100 și ceva de răniți. 900 de case distruse, nu știu câte întreprinderi avariate, într-un singur raid. A fost enorm pentru un singur raid. Clădirea pe care o vedem în spatele meu, de fapt exista și în 1944 și un detaliu, să știți că era unul din adăposturile cele mai sigure împotriva bombardamentelor. Clădirea nu era terminată, dar mergea până la ultimul etaj, așa încât oferea nu știu câte planșee de beton dacă te aflai în subsolul ei sau în parterul ei. Și alături de asta erau și niște stabilimente, dar asta nu mai spunem. Practic, de la Gara de Nord până la Bulevardul Basarab, nicio casă nu rămăsese neatinsă de bombe. Imaginea era apocaliptică. Telefonul nu mai funcționa, nu mai funcționa nimic. Nu funcționau tramvaiele. Și am plecat atunci prin Piața Rossiti și în Piața Rossiti mă amintesc că într-un balcon era instalat un copac. Îl scosese suflul bombii și l-au încase pe balcon. Au lansat covorul lor de bombe, dar el nu a căzut fix pe traseul șinelor, ci mai ales în stânga mea, pe calea Griviței, încă de la podul din București Noi și până departe, până unde este astăzi Ministerul Transporturilor, și de asemenea, trebuie să spunem, până mai departe, pe calea Victoriei. N-a fost un atac chirurgical, dar n-a fost nicio întâmplare. Adică ei vroiau să lovească Gara de Nord, triajul, atelierele Grivița și le-au făcut-o. Chit că au dărâmat și toată calea Griviței până acolo. Vreau să lovească acest hotel splendid, fiindcă avioanele au venit precis de-a lungul străzii Știrbei Vodă. Și au ras imobile de pe partea dreaptă a căii Griviții către Gara de Nord. Au făcut prăpăd, practic, în toată zona aia. Bombardamentul din 4 aprilie a vizat întreruperea legăturilor transportului militare către front prin distrugerea triajului de la Gara de Nord și Chitila.
În gara de nord se aflau trenuri cu refugiați din Moldova, trenuri cu materiale care veneau din Moldova, care trebuiau dispersate în altă parte, dar mai ales refugiații din Moldova. Au fost distruse peste 1000 de vagoane. Refugiații erau atât de numeroși pentru că armata sovietică pătrunsese în nordul României și oamenii se retrăgeau cu tot avutul lor, cu familiile, spre zone mai protejate, Bucureștiul în acest caz. Și au bombardat în plin toate liniile de ieșire din gara de nord până la Triaj. Și acolo au fost morți foarte mulți și foarte mulți răniți. Unele surse afirmă că cel de-al doilea val sau următoarele valuri de bombardament au bombardat după fumul provocat de primul val de bombardament. Între timp, vântul ar fi bătut, a împins fumul și praful deasupra cartierului de locuințe din vecinătatea gărăi din nord și valurile de bombardiere care au urmat și-au lansat bombele deasupra cartierului. Această cale a Griviței de-a lungul ei, în dreapta și în stânga, 20, 30, 40 de metri, 50 de metri, a fost bombardată până spre Basarab și dincolo de Basarab. Știu de pildă, am văzut că cei care au bombardat hotelul Splendid au lansat bombe și pe Brezoianu și prin jur să fie. Au fost afectate grav rețeaua de distribuție a curentului electric, a fost lovită uzina electrică Grozăvești, a fost apoi lovită foarte grav rețeaua de distribuție a apei în București, rețeaua de gaze și rețeaua de transport în comun. Cu cât ne depărtăm de gara de nord, efectele au fost diminuate. Trebuie să spunem că au fost regiuni din București care nu au fost atinse. Colentina, Oboru, Calea Moșilor, Vatra Luminoasă. Astfel, Mihai Sebastian, care stătea în Sfinții Apostoli, nu a observat efectele bombardamentului, constatându-le abia a doua zi și pe seară, când telefoanele normale au început să se schimbe între bucureșteni și a aflat dezastrul care s-a produs. De ce au făcut-o? Pentru că rușii pătrunseseră în nordul Moldovei, pentru că frontul începea să se stabilizeze pe linia Pașcan-Târgu Frumos, Nord-Iași, Nord-Chișinău-Nistru și ca atare vreau să susțină pur și simplu prin bombardamentele lor efortul de război al sovietelor și pe de altă parte să demoralizeze pe români, ceea ce nu era foarte greu. Efectul a fost zăpăcitor, psihologic, și toată viața s-a dat peste cap. Pe de o parte pătrunseseră sovieticii în Moldova, iar pe de altă parte bombardamentul acesta pentru prima dată. Mai fusese tentativa din 43, de aceea noi bucureștenii n-am perceput-o, de altfel a fost îndreptată către Ploiești și pur și simplu toată viața s-a dezorganizat. Războiul a intrat în capitală și în România din plin, din momentul acela. Deși luate prin surprindere, autoritățile au reacționat prompt. Zona gării de nord a fost degajată, să spunem, relativ repede, chiar în ziua de 4 aprilie lucrările de curățire au început. Imediat după atac, la București au intrat trei detașamente din Corpul Special de Intervenție, care au fost ajutați și de Corpul de Pompieri Militari. De asemenea, au existat echipe speciale pentru dezamorsarea bombelor, scoaterea bombelor de dărâmături, primind ajutor totodată de la Batalionul Tehnic Special German de la Ploiești, care a venit la București ca să ajute la dezgroparea bombelor și dezamorsarea lor. Am văzut rapoarte diplomatice americane care subliniau faptul
cât de bine s-au adaptat autoritățile din România la aceste bombardamente, că fac față foarte repede. Formațiunile de apărare pasivă au reacționat într-un mod exemplar. În ciuda mijloacelor, s-a constatat o lipsă acută, în special la mijloacelor de transport. Au existat momente când nu au fost mijloace cu care să transporte răniții sau morți la spitale sau la morgă. Și chiar a existat o speculă cu coșciugele, deci prețul coșciugelor a crescut, pentru că numărul mare de victime a cerut imediat un număr pe măsură de coșciuge. Interesantă este reacția presei. Presa a scris puțin despre acest eveniment, nu s-au făcut reportaje la fața locului, nu s-a arătat carnajul care s-a produs aici. De ce? Pentru că nu se dorea o înfricoșare a publicului. Pe de altă parte, războiul trebuia încă să fie departe de emoția publică. Era multă cenzură, dar sigur a fost și un articol al lui Gheorghe Brătianu, au mai fost câteva articole, au introdus mispare atunci și expresia bombardamentele teroriste. De data asta era prima oară că am avut sentimentul că războiul a venit acasă. Până atunci războiul era pe front, sigur că frontul se apropia, dar tot era pe front la 400 de kilometri de București. De data asta era acasă la noi, l-am văzut cu ochii ce se întâmplă și ce înseamnă moartea și ce înseamnă dacă ăla care a dat drumul la bombă dădea drumul cu o fracțiune de secundă mai devreme, izbea bomba exact în adăpostul unde ne aflam noi și nu știm dacă pătrundea prin planșeul de beton sau nu pătrundea. Au fost dobărâte avioane, cum am spus, au fost luați prizonieri piloți americani și membrii ai echipajelor. Ele au fost, de altfel, bine tratate la București. Și asta arată un sentiment amestecat al populației. Populația nu era filogermană, ar fi dorit ca anglo-americanii să câștige războiul. Pe de altă parte, aceste bombardamente au făcut peste 5.000 de victime. Americanii sunt, în fond, fiind o nație tehnologică, așa apăreau, ca niște zei oribil funești care bombardau de sus ei în totală securitate, iar lumea de jos alergând ca furnicile la un furnicar în care îi dăduse cineva cu piciorul. Atunci n-am înregistrat sentimente anti-americane, însă am înregistrat sentimente de necaz și de revoltă în fața morții. În fața morții și a morților pe care le-au provocat acele bombardamente, dar nu net anti-americane. În fapt, e interesantă reacția populară, că pe de-o parte s-au aruncat bombe în cap, pe de altă parte erau primiți cu foarte multă simpatie. La 13 mai, guvernul decide evacuarea tuturor copiilor din capitală, plus diversele legații și ministere sunt mutate în afara capitalei. Se spunea dispersare. Și realitatea este că se lucrau câteva ore pe zi și după aia oamenii plecau în dispersare în afară de oraș. O parte din cetățenii capitale și-au trimis familiile la rude în jurul Bucureștiului sau în alte regiuni ale țării. Adevărul este că nimeni nu știa cum o să ieșim din această grozavă încleștare în care ne aflam, mai ales că frontul se stabilizase acolo la nord de Iași. S-a hotărât ca toate victimele să fie adunate de pe străzi din ruinele cartierului Gribița, cartierului Giulești, la gara de nord și să fie aduse aici. Foarte multe victime nu au putut fi identificate. Numărul mare de victime trebuia îngropat undeva. Astfel s-a luat hotărârea instituirii un nou cimitir care avea să poarte numele de 4 aprilie și care avea să aibă locația în cartierul Giulești, pe locul fostului cimitir Calvin. Lucrurile s-au desfășurat într-o anumită discreție dorită de autorități. Presa vremii nu s-a ocupat de acest subiect, deși durerea cuprinsese tot Bucureștiul. Mi s-a povestit de către această bătrână, care acum are 87 de ani, că aici a fost înmormântată mama dânsei, care a murit în bombardamentul de la 4 aprilie 1944. Am venit să găsesc acel mormânt și văd că este doar câmp cu vegetație. Nimeni nu mai știe că pe acest câmp, sub bălării, sub iarba care a crescut în neorânduială, se găsesc aproape 3.000 de morți. Crucile din spatele meu nu sunt ale victimelor din bombardamentul din 4 aprilie. Victimele nu mai au astăzi cruci în București. Memoria celor care au murit în 4 aprilie 1944 nu s-a păstrat. Asta înseamnă cruzimea și cinismul istoriei. Într-un cuvânt, uitare. Aceasta a fost cea mai tragică poveste petrecută vreodată pe moșia Goleștilor.
Sigur, în 1944 nu mai era de mult moșia acestei strălucite familii, dar Zinca Golescu a vândut la mijlocul secolului al XIX-lea acest teren municipalității, care a hotărât ca să ridice aici gara de nord, după ce ridicase o primă gară Filaret în sudul orașului. N-a știut atunci Zinca Golescu ce tragedie va atrage asupra locuitorilor Bucureștiului.